Recent au început lucrările la amenajarea spațiului exterior al Căminului Cultural din Lungești. În momentul de față se fac lucrări de excavare și îndreptare a terenului. Investiția constă în amenajarea și delimitarea terenului cu borduri noi, trotuare și pavele. După finalizarea acestora, va fi montat și spațiul verde din fața căminului și a primăriei. Viceprimarul Ion Pătru speră ca în această vară să fie gata lucrarea. E un proiect de pe timpul dumnealui, care constă în amenajarea curții Căminului Cultural și al primăriei, cu aceste pavele și inclusiv cu spațiul verde de jur împrejurul celor două instituții. Sunt aduse, deja se lucrează, după cum ați observat, se lucrează la excavarea terenului, după care se va turna un covor de beton, peste care se vor pune aceste pavele. Va arăta deosebit de frumos și sperăm că în această vară să finalizăm acțiunea pe care am început-o. Modernizarea Comunei Lungești va continua printr-un proiect de reabilitare a 41 de ulițe comunale, însumând 8,7 km care vor fi asfaltați.